O seară bună, mersi! Nu văd voi sunteți destul de mulți ușori, noi nu ne-am înțeles la atâția, da? Fii ce-o fi. Două categorii de persoane, să știi, că au umplut această sală. Partidul Comunist și eu. Asta deja e onorabil, da? Dacă să aplaudați la fiecare glumă politică, să fii și mai cald. Calmați-vă! Vă s-a spus, domnul Călin Roșca, bună seara încă o dată, el astăzi o să asiste pe scenă. Nu-i prima dată când el asiste pe scenă. Bună ziua, fotograf, ai grijă, fă unghiuri faine și dacă este blitz și se vede costum troicică, să editem la Photoshop. Cineva a înțeles namioc că plăhărniuc, stați alea când vede vreme. Eu ce vroiam să vă spun, noi azi suntem suficienți de mulți ca să facem barometru. Știți ce înseamnă barometru? Nu metru de pivă într-un bar, băi, întâlnăie. Barometru de opinie publică, asta înseamnă să ne adunăm să... Bă, dar greu de deschis, serios, Petru Vedeta, greu de deschis o butilcă, serios? Singur eu trebuie să mă chinui. Eu mai o condiție. Tu vezi ce umor merge, tot zicei că nu merge umor din ăsta. Ia că la oameni tămari din ăsta umor și merge, blin. Sănătate, cine are apă, cine s-a hidratat? Opa, liniște în sală. Deshidratați-l orice să vedeți. Interesant când putem să întindem cu liniștea. Zic, hai să facem un barometru, să vedem care sunt cunoștințele dumneavoastră politice. Să zicem că mâine au loc alegeri parlamentare. Cine votează cu Partidul Agrarienilor? Mâna sus. Normal. Cine cu Blocul Electoral pentru Moldova Democratică și Prosperă? Слабуцы. Ну, сведик participativity de la vot și la voi, слабуцы. Prieteni, voi teți v-ați născut după a doua matriță, sau cum? Nu prea înțeleg. Voi nu știți la ce a început politica moldovenească, sau cum? Eu vreau să precizez, mie ce greu îmi vine să vă văd, că lumina asta bate. Eu sunt lumina, el lumina, teți bat. Vreau să văd dacă sunt ceva vipuri în sală. Sunt vipuri. Domnul Oleg Efrim, este în sală? Eu l-am chemat. Este? Este. Unii lasuc? La mojito? Îmi pare rău. Doamna Natalia Murari, este? Не понял, вообще випурнулся. Чигу шоу ăsta? О, doamna Nata Albu, bună seara! Aceasta este doamna Nata Albu. Cine nu cunoaște, ea este un Ilie Vlogs al mâncării la bucătărie. Deci foarte populară. În domeniu așa, bunicuțele o urmăresc, rețete, Instagram, так держать. Eu am avut șansa să o cunosc mai bine, dar nu știu dacă ați aflat. Știrea domniei ei îi plac mai tinerii. Alegerea vă aparține, doamne. Ați fi putut cu om inteligent, discuții interesante, dar așa a fost în cap. Și el ce face? Unde e el acum? Ce face el? Dumneavoastră, unde ați ajuns acum? Unde copilul l-ați lăsat? Ignoranță la nivel maxim. Avem oaspeți din Quebec, am înțeles că bonsoir. Aici Richard Brasseur se află, voi nu cunoașteți, eu cunosc foarte bine. Hai să spunem bonsoir lui Richard. El este unicul care se va simți cel mai rău, pentru că el chiar nu o să înțeleagă nimic. Dar alături este cineva să-i traducă. O, mai, Oleg, tu ești acolo? Doamne, câți oameni care au venit. Eu recunosc oamenii după cât de mult li-s dator bani. Așa că, să știți. Bună seara, doamna Lilia Ujuvan, bună seara, ce faceți? Dumneavoastră, ca de obicei, îmi faceți concurență la vestimentație, mă refer. Bravo, foarte bine arătați. Acum s-a spus, nu știu, Natalia Murari, noi, dar eu am vrut să ajut să înțeleagă un lucru. Eu am spus că jurnaliștii sunt atacați de oamenii din sistem. Nu, ok, sunt atacați, asta e grav. Nu? Fiți de acord, este grav asta. Dar hai să trăim într-o societate democratică, pluralism. Hai să ne gândim și la oameni din sistem care sunt scormoniți, atacați de jurnaliști, care stau și nu se calmează. Imaginați-vă că tu ești om din sistem, te trezești la 10, normal, te duci la lucru, te trezești și pe te duci iarăși până la 3, până la amiază la lucru, lucrezi de luni până joi, 3 luni pe an, obosător, fiți de acord. Stresul ăsta trebuie cumva monetizat, calculat. Eu ce vreau să vă spun, că cam mulți mă întreabă de familie, la mine asta domeniu așa personal, dar eu totuși o să spun, pe linia Beroștein, puțini care au rămas, în sens că zero, pe linia tatălui, pe Zinobie Nikitaș Profesorici, au rămas, poate ați auzit, verișorul Andipolo. Știi cineva? Da. Mai slab. Verișorul Andipolo este o excelat în domeniul muzicii. Trebuia să vină și el, dar el în Canada. El avea câteva hituri, poate știți. Lerui ler, lerui ler. În Canada, zăpada, achică din cer. N-ați auzit?
Ай есть та паста алтуера. Инчест, инчест, шичедок и есть инчест. Мие ворю, кому им плачу, че фак, я угоди не мпад. Мой мульт джаз, инсонка. Dar i-am propus să vină, zic, vină în Moldova, fete frumoase, vara în Chișinău, dar el s-a cam rușinat și a zis că scuze, dacă zbor cu avionul, stau în picioare și pot să răcesc. Și l-a înțeles cineva gluma asta obscenă. O mare rugăminte, vă rog frumos, dacă filmați acest concert în întregime, filmați-l cu tot cu sunet, că unii poate să nu reușească să facă notițe, asta așa. Un gând. Am văzut-o pe doamna notar Viorica Nagacevski, scriitoare, cum s-ar zice, textieră, coorganizatoare, ca lumea. Bună seara, doamna Nagacevski. Special, da. Bună seara. Nu, este show-ul meu, lăsați. E ok. Vreau să spun un secret și vă spun special în privat, ca să n-audă ceilalți. Mi-au cerut de câteva ori să-i dau bilet de gratis. Și... Doar un lucru vă spun, iertați-mă, nu sunt eu uforul moralității aici, dar nu este de bon ton să ceri. Dă-te rog bilet. Eu și așa ți-l-aș fi dat, plin, știi? Dar mă, că ți-l îndată pe cu gusta mare ți-l îndat. Să știi. Ia hai niște aplauze cine a reușit să plătească pentru bilete. Da voi, copiii de politicieni sau ce sunteți? Ce sunteți, măi, HPU-gilor? Cum ați ajuns aici? Care sunt meritele? Какая молодежь? Золотая. Тебя жди, Петру. А совсем мой шанс с ним и ведем. Букатарчи ешьте. Букатарцы скрием приуну. Ну, интерпретация и че. Максинчер, Петру Мини, если у Мари Мирари, у Букурии, компримран. А, достаться ляк. И очень зарисом обереки девоки. Чем врут про симплу, касануфи и конфликте. Домна Полукан, бунасяра. Да каштец мама Лондрей Полукан, а винит астез на концерт. Ну. Репет, шоу умел. Лысать. Домна Полукан, о микрогаменте. Лысать фаца аста не прихани, так и лумя имедиата кума сафри, чини сантец ходи врат. Он, дорого рок фумос, ну аратац фаца аста. Андрей мя спус, чини лумя педансу бегемот, копиларии. Чини луй ну янтор спыны астез, ноу заш чинч делей. În anii nouă, 10-95 de lei era o sumă mare. Andrei a găsit lângă MPO Vieru suma asta și ca un băiat normal, responsabil, a venit acasă, a dat lui mama, pentru că mama e instituția financiară din credere, păstrează mama. Și mama a zis, da, îngeraș, vin aici, begemotic, vin încă. Zic, mama, zic, adică nu eu, Andrei, scuzați, nu-mi vorbim. Și Andrei zice, mama, cumpără-mi, te rog, el așa o ceru, trei lucruri, văzdușcă, 20 de lei asta era, și ce mai cerut? De 15 lei camazic la sportăvară au cerut și au cerut un câine. Andrei era suficient de naiv încât să cred că de 60 lei îți cumperi câini. Și mama lui e promis. Cum credeți cu ce s-a ales Andrei până azi? El mi-a transmis mie, dat să vă arăt și eu. Cofigă! Cofigă s-a ales. Mulțumim, doamnă Mărie, multă sănătate. Sper să vă se întoarcă în zicit, blin. Офигеu, ce te duci! Dar sincer, prieteni, un mare mulțumesc că ați venit, eu nu mă așteptam să veniți într-un număr atât de mare, nu scuzați rectificare, nu mă așteptam să veniți într-un număr atât de mare, liniște, stabilitate, liniște, stabilitate. A ce, cineva a înțeles? Mulții! Ce? Adică ce, nu vă place gluma sau ce? Băieți, eu prosim vom răzic că când îl ascult pe domnul Vlad Plahotniuc, el așa repede vorbește, nu reușesc să-mi dătrănesc. Asta știți, am înțeles remarcă. Băieți, ce spectacol de comedie? Acceptați sau n-acceptați să ne pare rău? Ce vreți voi? Băieți, voi ce vreți? Vreau să... Băieți! Ei, come on, e spectacol, băieți! Băieți, e spectacol ăsta! Alex!